Bine v-am regăsit, dragii noștri! Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Aceste cuvinte, dublate de arătarea spectaculoasă a Mântuitorului, fac din cel mai mare prigonitor al creștinilor, misionarul prin excelență al bisericii. Despre convertire în general și convertirea lui Saul vom vorbi astăzi împreună cu părintele Mihai Himcinski, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, profesor universitar și îndrumător de doctorat. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Mulțumesc de invitație și sperăm să fie un cuvânt de folos, ziditor. Sunt convins că așa va fi. Vorbim, așa cum spuneam, despre un subiect delicat, convertirea, pornind, bineînțeles, de la emblematica convertire a lui Saul. Și pentru început, aș dori să pornim de la textul scripturistic pe care îl găsim în Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 9, versetele de la 1 până la 20, și apoi vom discuta pe marginea acestui text. Ne spune Scriptura: iar Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legați la Ierusalim. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată și, căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis: cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic. Și luându-l de mână, l-au dus în Damasc. Și 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat, nici n-a băut. Și era în Damasc un ucenic, anume Anania, și Domnul i-a zis în vedenie: Anania! Iar el a zis: iată-mă, Doamne! Și Domnul a zis către el: sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Și a văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania: Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi în Ierusalim, și aici are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele tău. Și a zis Domnul către el: mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Și a mers Anania și a intrat în casă și, punându-și mâinile pe el, a zis: frate Saul, Domnul, cel ce ți s-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umpli de Duh Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși și, sculându-se, a fost botezat. Și luând mâncare, s-a întărit și a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile. Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Impresionant, o convertire spectaculoasă. Însă pentru început, până să intrăm în miezul acestui text scripturistic, vă rugăm să ne spuneți cine era Saul, cine era și cine devine până la urmă, să descriem puțin personalitatea lui complexă. Saul din Tarsul Ciliciei era iudeu de credință și fariseu de împlinire acestei credințe. Știm că evreii aveau mai multe grupări religioase, iar tagma fariseilor era una dintre acestea care avea pretenția că le împlinește pe toate exact după cuvântul lui Dumnezeu. O tagmă foarte zeloasă. Zeloasă, dar în același timp și pretențioasă, adică trebuia să prezinți niște aturi importante pentru vremea aceea, deși poporul lui Dumnezeu, poporul ales, era poporul cărții, poporul care citea și cunoștea legea. Iar Saul din Tars a depășit toate așteptările, în sensul că l-a avut pe Gamaliel, un învățat de seamă a vremurilor respective, și cunoștea foarte bine legea veche. Cunoștea Tora, Nevimul, Chetuvimul, cele 3 părți ale Vechiului Testament, și
era foarte zelos în aplicarea acestei învățături. Știm că era bine pregătit, știm că avea un limbaj teologic deosebit, elevat. În Noul Testament, poate la nivelul limbajului de cultură și de exprimare în termeni teologici, se mai ridică Luca, evanghelistul care era și medic. Și trebuie să facem această precizare că era un bun învățător al legii și un bun propovăduitor al Cuvântului Dumnezeu, ca unul care îl cunoștea și de la școala învățatului Gamaliel și cum să-l aplice în spațiu misionar, de aceea și fost ales ca exponent acestei persecuții împotriva creștinilor. Cam atât știm noi despre Saul. Sigur, teologii români și bibliștii de Noul Testament, nu numai cei contemporani cu noi, colegii din centre universitare, dar și regretații profesori de teologie biblică, și mă gândesc la Grigore Marcu, profesorul emerit de la Sibiu, s-a ocupat mult de Sfântul Apostol Pavel. El chiar afirma, ca și mitropolitul Nicolae Mladin, că după minunea învierii Domnului Hristos, cea mai mare minune ar fi fost această convertire. Care este tot o înviere. Sigur, o înviere din moartea sufletească. Și personalitatea aceasta, într-adevăr, a uimit lumea întreagă, lumea greco-romană, lumea păgână, dar nu numai, ci și mediul iudaic. Deci, buna pregătire, personalitatea, formarea în gruparea fariseilor, au fost câteva turi pentru misionarismul, așa cum îl știm pe Saul din Tars, înainte de convertire. Cam acesta ar fi tabloul, în câteva cuvinte, despre un om extraordinar care devine apoi ucenicul lui Hristos. Sfântul și marele apostol Pavel, ale cărui scrieri alcătuiesc aproape jumătate din scrierile Noului Testament. Așa este. Stilul acesta epistolar, bogat în teologie explicativă, teologie mistică, pentru că dincolo de mesajul Sfintelor Evanghelii, care vine direct din gura Mântuitorului Iisus Hristos, redă aproape toate temele cuprinse ale revelației venite prin Fiul lui Dumnezeu făcut om, el digeră această informație a Evangheliei, o coboară la nivelul de mod de viață a fiecărui creștin, ceea ce nu este ușor pentru noi cei de astăzi. O cristalizează foarte bine și o predă mai departe într-un mod exemplar. Exact. Și rămâne totuși, dincolo de activitatea lui misionară extraordinară, cel mai mare misionar din toate timpurile, rămâne Sfântul Apostol Pavel, din acest punct de vedere și un model pentru misionarii de astăzi din Biserica Creștină, din Biserica Ortodoxă, rămâne și cel mai mare mistic. Deci cel care a reușit să arate că, de fapt, descoperirea lui Hristos pe drumul Damasului a fost totul și modul de a comunica și a trăi alături de Hristos cel mort și înviat. Fiindcă ați pomenit de această descoperire, știm că Saul s-a convertit, am văzut în textul pe care tocmai l-am citit, s-a convertit în mod supranatural. L-a văzut pe Hristos într-o lumină orbitoare, lumină care l-a doborât la propriu de pe cal. Sunt voci astăzi care susțin că Saul ar fi fost privilegiat. Poate că cei de astăzi, necredincioșii, cei care nu au apucat să-L cunoască pe Hristos, dacă l-ar vedea pe Dumnezeu în felul acesta, s-ar converti și ei. De ce nu se arată Dumnezeu și în zilele noastre în modul acesta pentru a-i converti pe necredincioși? Adică ar fi ideea aceasta, dacă Dumnezeu intervine direct și în viața mea, o să fiu și eu ca Pavel, din mai puțin credincios în mai mult credincios, sau dintr-un creștin nepracticant într-un creștin practicant, dintr-un om secularizat într-o societate postmodernă, într-un suflet închinat lui Dumnezeu. Este binevenită această întrebare și cu siguranță creștinii, noi toți în biserică așteptăm astfel de revelații. Dar în biserică trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că în biserică are loc descoperirea lui Dumnezeu și aceste revelații în biserică și în afara ei. Vorbesc pentru creștinii de astăzi, pentru că în biserică avem Sfintele Taine, în biserică avem trupul și sângele lui Hristos și rostim după Pavel: Doamne, acesta este trupul Tău, acesta este însuși cum sângele Tău. Deci și eu sunt cel mai mare păcătos din lumea aceasta, dar dintre toți sunt eu. Urmând oarecum etapele convertirii și ale mărturisirii Sfântului Apostol Pavel. Deci nu e nevoie de astfel de intervenții directe. Sigur, în economia mântuirii Dumnezeu și-a rezervat
astfel de inițiative supranaturale prin care timpul de pregătire și de convertire se scurtează, se diminuează. Și noi știm că chiar timpul pocăinței noastre, durata canoanelor pe care le primim de la duhovnic, poate să fie de lungă durată sau mai scurtă în funcție de gradul de căință. Noastră, exact. Și în cazul lui Pavel, intervenția lui Hristos a fost una directă, pentru că trebuie să ținem cont de referatul pe care chiar l-ați citit din Faptele Apostolilor, capitolul 9, riscau creștinii din Damasc să fie uciși și în fața unei acestui tip de cataclism, acum în limba greacă cataclismos înseamnă mare primejdie. Dumnezeu a intervenit pentru că acel Anania, spune Mladin, mitropolitul, că nu era un oarecare frate, cum spune, era chiar episcop de Damasc. N-avem toate izvoarele și toate documentele în sensul acesta, însă ceea ce era Iacov, fratele Domnului, primul episcop al bisericii mame din Ierusalim, ar fi fost Anania deja hirotonit pentru cetatea Damascului. Ori exista un risc foarte mare ca biserica în ființa ei și în fașă, născută cu dureri și prin tainele sfinte, să fie extirpată chiar în acest moment, fără să mai aibă șansa să crească, să se dezvolte. Și atunci Dumnezeu, văzând o astfel de o situație dezastroasă, acest cataclism ce s-ar fi putut întâmpla din punct de vedere spiritual în cetatea Damascului, intervine direct și are dreptul că este Dumnezeu. Ori în viața noastră, intervenția lui Dumnezeu poate fi directă sau pe etape. Nu suntem nici noi de spiritul lui Pavel, în sensul că el moare ca mucenic, nu știu dacă am acceptat această mucenicie, însă în biserică avem etapele acestea de îndumnezire succesivă a firii noastre, a sufletului și a trupului, începând de la botez, tainele care le primim, creștem în biserică sub ochii părinților noștri care sunt creștini, sub oblăduirea duhovnicului și etapizarea aceasta duhovnicească este mult mai logică, putem să zicem așa, fără să necesite o intervenție atât de directă și din acest punct de vedere un creștin ar trebui să se simtă mult mai comod în biserică și să nu aștepte astfel de intervenții într-un fel brutale, zicem noi, a lui Dumnezeu în viața noastră, deși unii creștini pot mărturisi că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu doar din împlinirile și realizările lor, ci tocmai din faptul că au avut o viață păcătoasă, au fost prigonitori a lui Hristos în sensul că făceau păcatul și nu virtutea, acceptau răutatea și nu harul lui Dumnezeu și intervine Dumnezeu prin încercările vieții pe care ei le au. Însă și într-un caz și în celălalt, acest episod, Paulin, este demn de apreciat și mai ales pentru noi creștinii de actualitate, pentru că nu există creștin care să nu aibă o revelație în decursul vieții lui, adică fiind pe o cale, zice eu, în calea vieții aceasta care este un drum spre Damasc, nu știm întotdeauna unde duce, însă intervenția lui Dumnezeu este clară și atunci doar trebuie să sesizăm, să vedem lumina la sfârșitul liturghiei. Zicem că am văzut lumina cea adevărată. Trebuie să spunem, da, Doamne, ca Pavel, suntem și noi pe drum, pe un drum al vieții, în acest pelerinaj frumos de la naștere până la moarte și vedem lumina, aceeași lumină a harului pe care a văzut-o Pavel. Pentru că Dumnezeu în ființa lui nu se poate descoperi, se descopere doar în lucrările, energiile lui și atunci lumina trebuie văzută ca energie, ca har, ca putere, dinamis sau acela din limba greacă care ne dă un impuls misionar și ne face să receptăm revelația lui Hristos. Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu în Sfânta Liturghie, adică eu sunt Hristos cel mort și înviat. În plus, Dumnezeu nu dorește să ne silească libertatea. Soren Kierkegaard spunea că Dumnezeu nu este un imens papagal roșu care să ne strivească libertatea prin stridență, trebuie să credem în el, nu să ne înrobească prin evidență într-un anumit fel. Semn pentru care Sfântul Apostol Pavel îl întreabă cine, adică dacă n-ai avea libertate, acest dialog între om și Dumnezeu ar fi cu neputință. Ne gândim la dialogul dintre Fecioara Maria și Arhanghelul Gavril, cum roaba Domnului, de unde cinstea aceasta, eu nu știu, de bărbat, îi se descoperi prin Gavril întreg procesul de mântuire a lumii și ea spune, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Adică
Acest schimb de dialog se face la lumina unei libertăți ca dar al lui Dumnezeu, însă adevărata libertate este doar în har și în adevăr. Și aici descoperă Sfântul Apostol Pavel harul ca lumină și adevărul ca prezență reală și personală a Domnului Hristos. Sunt lucruri extraordinare. Fiindcă tot vorbim despre cum ar trebui să aibă loc o convertire, aceasta va fi și întrebarea mea. Cum ar trebui să aibă loc o convertire în modul cel mai propriu, o convertire autentică, profundă, reală? Am predat la facultate mulți ani misiunea bisericii și printre altele convertirea. În limba română, sigur că suntem latini și convertor, convertere, conversii, convertu înseamnă a te întoarce, a schimbat direcția total, asta înseamnă. Noi avem cuvinte convertor care schimbă tensiune electrică sau alte, deci o schimbare totală, nu doar parțială, asta înseamnă convertire. Deci omul vechi înlocuit de omul nou, Saul din Tars se va numi Marele Pavel, se obișnuia ca semn vizibil acestei întoarceri totale către Dumnezeu să-ți lepezi numele de păgân sau de iudeu în cazul Sfântului Apostol Pavel. Deci s-a încercat și teoretizarea unor etape ale convertirii. Teologia puseană chiar vorbește de un har premergător care lucrează și care se aprinde ca o luminiță și te conduce oarecum la lumina, la soarele dreptății care este Hristos. Deci convertirea este lăuntrică, nu este o convertire externă. La Sfântul Apostol Pavel, el nefiind botezat, revelația aceasta directă și personală este o revelație externă, pur și simplu. În Evanghelia după Luca, în capitolul 16, Hristos le spune apostolilor să aveți de grijă că în întoarcerea voastră către Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Deci convertirea pleacă din interiorul ființei noastre. Atunci și toate etapele nu sunt ușor nici de descris, diferă de la un creștin la altul, de la o persoană la alta, însă toți afirmă că există o putere în noi sădită de Dumnezeu, un har care ne ține în ființă. Vedeți? Există o teologie a harului și care spune că și diavolul este ținut în ființă tot de harul lui Dumnezeu, chiar dacă nu conlucrează cu acestea spre bine sau le ignoră, ca și păcătosul de altfel, dar există acest fundament. Sunt în chipul lui Dumnezeu, sigur, înzestras, spuneați, cu libertate, dar acest har, să zicem premergător, ajută, sporește, crește, dospește în ființa noastră și ne conduce pe etape, pas cu pas. Cuvântul din asceza noastră creștin-ortodoxă este epectatic, adică este un termen cheie, strict teologic, epectază, pas cu pas. Sfântul Grigore de Nisa spunea că Moise, urcându-se pe muntele Sinai să primească table, să întâlnească cu Dumnezeu, că i-a văzut doar spatele, a urcat pas cu pas și fiecare, exact, există un progres. La fel și în convertire. Și lucrul acesta îl știm, îl cunoaștem. Credința vine din auzire, spune tot Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Roman, capitolul 10. Atunci, roadele acestea ale cuvântului lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, a harului care ne-a înzestrat, de când ne-a dus la ființă în lumea aceasta și din pântecele mai cinoaste, toate conlucrează, iar etapele, sigur, mărturisirea de credință, apoi părtășia la Sfânta Biserică și viața de comuniune cu Hristos prin Sfintele Taine și prin El cu întreaga Sfântă Treime, sunt apoi etape care consacră această convertire. Oricum, cred că fiecare persoană este un mod diferit de convertire. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Da, pentru că este un proces în gnoză creștină, în teognoza aceasta, cunoașterea lui Dumnezeu, care presupune voință, dar presupune și știință. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L cunoști. Și se spune că pe drumul Damascului de două lucruri s-a învrednicit Sfântul Apostol Pavel. Vederea
și auzirea. Adică sunt importante aceste etape. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și biserica trebuie să facă o bună evanghelizare din punctul acesta de vedere. Fără o bună evanghelizare n-avem nicio șansă în convertire și de aceea ne ocupăm încă de mici în biserică, la programul catehetic, dar avem în școli, de la clasa 0 până la liceu, avem toate etapele și apoi seminarul teologic, facultatea și nu mai vorbim de celelalte etape ale învățământului teologic, care dau cunoaștere. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, viața veșnică, spune Mântuitorul în Ioan capitolul 17, versetul, este cunoaștere, dar și vedere. Deci, cunoașterea aceasta doar teoretică la care, sau a evanghelizării teoretice, auzirii, este specifică lumii protestante, dar în Ortodoxie avem și vederea, această teofanie și liturgia are un caracter teofanic, îl văd, am văzut lumina cea adevărată. Vorbim despre vederea luminii necreate. Da, și a prezenței elementelor euharistice și mai vorbim de tot aspectul acesta iconografic în care trebuie să-L vezi pe Hristos ca față umană, pe Maica Domnului și pe toți sfinții. Deci caracterul acesta teofanic, Dumnezeu se descoperă în imagini, în chipuri și de ele s-a învrencit Sfântul Apostol Pavel. De aceea și convertirea lui a fost una directă, fără amânare, și care a cerut, a implicat, sigur, o totală dăruire a Sfântului Apostol Pavel până la moarte pentru acest Hristos mort și înviat pe care el l-a văzut și de care s-a învrednicit. Apropo de vederea lui Hristos pe drumul Damascului, știm că Mântuitorul rostește celebrele cuvinte pe care le-am auzit mai devreme: greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. La ce se referă ele mai exact? Pentru omul contemporan, aceste cuvinte ar trebui traduse simplu, din punctul meu de vedere. E greu să contești o realitate. Greu să lupți împotriva evidenței. Da, evidenței, exact. Eu sunt Dumnezeu prezent, Fiul al Dumnezeu întrupat, real și personal. Asta tot spunem creștinilor, îi întrebăm de ce veniți la biserică. Ei trebuie să fie conștienți de această realitate. Dumnezeu, Hristos Mântuitor, este prezent real și personal în liturghie. De aceea noi completăm aspectul acesta particular al cultului de acasă cu prezența în biserică. Altfel, la Sfânta Liturghie nu ne putem învrenci de această evidență, de această realitate. E foarte greu să o ignori când Dumnezeu este prezent real și personal și îți vorbește asemenea lui Pavel în fiecare liturghie. Acesta sunt eu. Așadar, la cât de evident este Dumnezeu, cred că trebuie mai mult efort să nu crezi decât să crezi. Așa este. Și în prima epistolă sobornicească, Sfântul Evanghelist, teologul iubirii, chiar spunea: ceea ce ochii noștri au văzut și mâinile noastre au pipăit. Adică evidența aceasta, nu dați cu piciorul în țepușă, nu vă întinați mintea, nu vă întunecați rațiunea, ci mergeți luminată rațiunea și cunoașterea voastră de har să ajungeți la această evidență frumoasă. Hristos este real și personal în biserică, este capul bisericii noastre. Tot referitor la Sfântul Apostol Pavel, cred că faptul că într-un final a ajuns să-L cunoască pe Hristos se datorează și căutării lui sincere. El era foarte zelos, căuta să învingă cumva creștinismul, fiindcă el îl considera o erezie, lupta pentru credința pe care el o socotea adevărată. Era oarecum îndreptățit zelul lui? În căutările noastre, uneori vrem să ne îndreptățim și noi zelul pe care îl avem sau îl generăm chiar împotriva lui Dumnezeu, căruia ne rugăm și nu avem evidențe din partea lui. Adică ni se pare că nu răspunde cerințelor noastre, preocupărilor noastre, căutărilor noastre. Însă trebuie să știm că Dumnezeu nu este acolo unde nu este lăsat să intre. Asta este. Dacă vorbeați de un textul sfânt citit, de vasul ales, adică lui Anania, spune Dumnezeu, este vas ales. Să știți că teologia vaselor alese este o teologie specifică spiritualității noastre răsăritene. Gândiți-vă că Dumnezeu a creat firea aceasta omenească cu potențialitate extraordinară să primească harul lui Dumnezeu, energia aceasta, dar în cazul Fecioarei Maria să primească însăși ipostasul Fiului Dumnezeu cu toată dumnezeirea Lui. Deci aici nu mai avem niciun cuvânt să replicăm sau să contestăm această antropologie hristocentrică a bisericii noastre. Și atunci, sigur că putem să credem că uneori Dumnezeu nu ne aude, nu ne ajută, că nu este destul de evident și prezența Lui
vizibilă în viața noastră, însă dacă lăsăm să intre, ține de voința noastră să deschidem această trapă a sufletului. Și Hristos în cartea Apocalipsei spune, iată, eu stau la ușă și bat, iconograful n-a făcut clanță la ușa din icoana respectivă. Se deschide doar dinăuntru. Dinăuntru, exact. Și atunci, ceea ce spuneați dumneavoastră, sigur că dacă lăsăm, îi deschidem și eu voi locui în el și el în mine, va fi o comuniune deplină și mistică, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, am ajuns să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Și asta înseamnă comuniune, înseamnă deschidere, înseamnă conlucrare omului cu Dumnezeu după modelul misticii pauline a trăirii sincere și reale acestui mare Sfânt Apostol. Tot referitor la zel, până unde ar trebui să meargă zelul nostru în apărarea credinței, fiindcă trăim astăzi în era social media și vedem acolo foarte mulți oameni care se străduiesc să apere credința. Mi-aduc aminte de dialogul lui Sorin Dumitrescu în 7 dimineți cu Părintele Stăniloae și la un moment dat spune, Doamne, în timpul eteriei, zelul de a apăra credința călugărilor din Peloponez, de la mănăstirea Megaspileo, am vizitat această mănăstire de unde a plecat eteria, au luat ei călugării, arma în mână și au apărat credința. Și a zis Părintele Stăniloae, zelul acesta în zilele noastre trebuie să fie de altă natură, mărturisirea nu trebuie să se facă cu sânge și cu violență, ci prin sfințenia vieții. Îți aperi credința, uneori cuvintele sunt de prisos pentru că ori nu suntem înțeleși, ori nimeni nu vrea să ne înțeleagă în abordarea misionară, în mărturia publică, în societatea postmodernă. Și atunci, dacă mărturisești cu sfințenia vieții tale, zelul acesta poate să ducă, după modelul paulin, chiar până la moarte mucenicească. Și Gheron Iosif Isihastu, Gheronda în Muntele Athos, spunea că și mucenicia se poate face fără sânge, adică un martiraj alb, curat și sincer, și asta numai sfințenia vieții. Și până acolo, zelul trebuie să ne ducă să-L mărturisim pe Hristos cel mort și înviat cu însăși viața noastră. Și vom fi exemple credibile și ajutăm la convertirea multora după modelul paulin, dacă le spunem Hristos trăiește, nu mai trăim noi, ci Hristos în noi și îi văd acest lucru, clar că zelul devine atât de copleșitor, nu numai pentru sufletele noastre celor care mărturisim, ci și pentru cei care ne ascultă și apoi ne vor urma. Îi convertim pe oameni prin faptele noastre. Da. Sfântul Serafim de Sarov îi arată fața sa lui Motovilov și îl ajută să vadă lumina necreată a lui Dumnezeu. Trebuie să fim modele palpabile de viață curată, de trăire cu Hristos după modelul Sfântului Apostol Pavel. Și apoi spunea Gala Galaction așa într-un studiu, calea cea mai grea a omului în viața aceasta este de la mormântul gol la porțile Damascului. Cât de frumos! Da. Rămânem cu această idee. Vă mulțumim, Părinte, pentru discuția frumoasă și fructoasă de astăzi și vă rugăm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Cu drag și să fie spre folosul celor care ne ascultă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragii noștri, ca de fiecare dată, sper că am reușit să răspundem prin emisiunea de astăzi nelămuririlor dumneavoastră. Vă dau întâlnire și data viitoare aici la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail pe care o vedeți afișată pe ecran, unde ne puteți trimite nelămuririle, gândurile, mesajele dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată! La revedere!